Ploile care au căzut în ultimele zile, mai ales în zona de sud a țării, nu au crescut debitul apei în Dunăre la Giurgiu. Cota de astăzi indică o valoare de 302 cm, în creștere cu 6 cm. O cotă destul de bună, care nu creează niciun fel de probleme navigației fluviale. Cantitatea de apă înregistrată a fost de 15 litri pe metru pătrat și se anunță o diminuare semnificativă a precipitațiilor. Șeful Capitaniei Zonale Giurgiu spune că nici în cazul în care volumul de apă ar crește, circulația pe sectorul Giurgiuvean nu ar fi afectată. În ceea ce ne privește pe noi și sectorul nostru de Dunăre, suntem legați de trei afluenți Marei Dunării, vorbesc de sectorul românesc, Sava, Tisa și Morava. Afluenții, cum ar fi Oltul, nu sunt foarte semnificativi în creșterea cotelor. Deci chiar dacă sunt ploi la noi în țară, la noi în regiune, nu influențează segmentul de Dunăre de la Giurgiu. Cotele bune creează premiza unui debut foarte bun al sezonului turistic pe Dunăre. Navele cu turiști care vor acosta în portul Giurgiu vor găsi apa cu adâncime corespunzătoare. Sunt așteptate peste 300 de vapoare cu turiști în portul Giurgiu în sezonul din acest an.